Salut și bine am găsit la un nou episod din Far Cry Primal. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. A rămas că aveam o misiune aici la tipul ăsta pe care l-am capturat. Hai să vedem. Și dacă cumva o să vi se pară un pic mai ciudat, deși nu cred că ar trebui, dar s-ar putea să vi se pară un pic mai ciudat cum vorbesc, e în cazul că am fost la dentist și am anestezie. Ne uităm după Udam, da, și care-i faza? Ah, nu e de acord că l-am adus aici la noi, pe acest Udam. Calmează-te! Ne-a ajutat, calmează-te! O înțeleg, adică înțeleg că nu e de acord, dar până la urmă ne-am folosit de el ca să luăm rețeta la bombele alea verzi. L-a dus să-l înnece, să-l înnece undeva. Ok. Mission Ads Map Menu, deci l-au dus undeva. Bă, nu știu dacă e o opțiune foarte bună, dar uite că l-au dus acolo. Hai să mergem în direcția aia. Am vreun punct pe acolo? Am, uite, un punct exact lângă. Dar stai să mă uit să văd dacă mai am ceva resurse să iau mai întâi. Și nu uitați, dacă vă place Far Cry Primal și vreți să facem cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. În unele zile vor fi două episoade, în unele zile va fi doar unul, pentru că, na... Depinde și de ce program și ce timp am și eu, da. Vedeți că mai încerc să... Știu, vă place seria și încerc să fac cât mai mult posibil. Dar uneori, în unele zile, e posibil să nu am această posibilitate. Vreau să iau toate frunzele astea pentru că să ne folosească la healing unele din ele. Așa, ăsta de aici, copocelul, nu mai putem să luăm și... Pornim la treabă. Hai să vedem. Deschidem harta și mergem... pe cel mai apropiat campfire pe care îl avem. Da, mi-a făcut anestezie doar pe jumate de față. Practic jumate de față nu mi-o simt deloc. E ciudat rău de tot în momentul în care îți faci anestezie, dar na, dacă trebuie, n-ai ce să faci. Bun. Îmi place foarte mult cum mi-am făcut spirul. Vezi, mi-am upgradat spirul de data trecută pe crafting și văd că pot să-mi fac și mai mult. Oh my god, cât de genial arată acum, glumești? Clar îmi fac upgrade la spir maxim, că arată prea bine. Pe unde putem noi să urcăm? Uite pe... Stai așa, băiete, stai așa. Așa, să vedem ce se întâmplă aici. Red Leaf am nevoie pentru că o să vreau să dau revive și la celelalte animăluțe. Așa, mergem pe aici, frumos. De fapt, hai să mă urc eu pe tine să ajungem mai repede. Și după asta, vom merge la o misiune... Cred că vreau să merg aici, la misiunea asta. Deși dificultatea e very hard, vreau să văd despre ce e vorba. Și cred că și voi sunteți destul de curioși, așa că de ce nu? Nu știu dacă o să reușesc să o fac, dar să sperăm că o să meargă. Ok, de aici o să luăm... Oh, ursul. Pleacă de aici. No, nu se pune ursul cu saber-tutum. Ușurel. Nu! S-a scos din apă, săracul, se neacă. No! S-a necat, fac. Practic, acum, în momentul în care se neacă, trebuie să-l iei înapoi, dar nu poți decât cu Red Leaf. Deci o să trebuiască să-l aduce înapoi când o să avem Red Leaf. O să-mi chem altceva momentan. Și când mai vedem Red Leaf, le luăm pentru că atunci o să pot să-i dau revive. E iurea pentru că, na, nu mi-am dat seama că acolo e apă și m-am dus exact în ea. Dar nu o să fie o problemă prea mare. Mai avem un Red Leaf aici și în afară de asta câte mai avem nevoie ca să-mi-l fac. Am nevoie de încă două, deci nu o să fie mare greu. Hai să vedem pe unde e următoarea zonă prin care putem să ne cățărăm, pentru că nu ai pe unde, nu poți să te urci și pe unde vrei tu. Ce mi arată că aici e bine să merg. Dar mai sus de aici nu merge. Trebuie să fie încă o zonă pe care eu să pot să mă cățăr. Dar nu văd nicio zonă. No, cred că trebuie să merg pe drum. N-am cum altfel, trebuie să mergem pe drum. Vreau să mă urc direct, dar nu există posibilitatea asta momentan. Să mai luăm și ce lemn mai găsim pe drum. Săgeți avem full.
Sunt curios cum arată arcul, pentru că arcul ăsta, în momentul în care ți-l upgradezi, se schimbă înfățișarea și la fel care arată, da. Hai să upgradăm bâta. Wow, uite cum arată bâta. Cât de șmecheră e. Hai să o testăm. Wow. Plumești dintr-o singură lovitură. Ați avut voie dreptate, că mi-a zis cineva: Max, nu prea reușești să faci misiunile alea foarte bine pentru că tu nu ți-ai upgradat chestiile. Și aveți dreptate, adică până la urmă dacă ți-upgradezi astea, merg mult, mult mai bine, pentru că dai damage mai mare. Sper să mai găsesc niște red leaf ca să pot să-mi dau și o revive la animăluți. Pe aici o să trebuiască să coborâm, cred. Da, coborâm și să mergem pe drum ușor. Bine că nu-ți rup picioarele când cazi pe asta și aluneci doar. Nu știu că m-a văzut cineva. A, sunt niște dăștea. Acasă cu voi, hai. Mamă, i-a rupt față. Somnic. Ah, vreau să-i prind pe aia doi care fugeau acolo, dar n-am mai apucat. Ne facem full ASG și mergem mai departe. Sunt bune și animalele astea când le prinzi, pentru că îți dau carne. Și alea sunt ceva ciudat, n-am mai văzut până acum. Arată diferit față de toate animalele pe care le-am văzut. Ori sunt o specie mai rară, ori nu le-am mai văzut. Sunt căprioare negre. Uite câte căprioare sunt acolo, what the f... Am prins una, hai să vedem ce e. E rară? Nu, e deer normal. Interesant. Bă, nu e, nu contează, pentru că până la urmă ai nevoie de carne, asta e important. Și de la fiecare în parte am impresia că primești câte două. Uite câte căprioare sunt, doamne ferește. Și cu arcul ăsta, dintr-un singur shot, l-ai dat jos. Problema e că eu nu prea nimeresc foarte bine din cauza că mă joc cu controllerul. Dar altă soluție n-avem, adică jocul pe PC se lansează abia pe 1 martie. Și până atunci mai e, așa că, na. Jucăm pe, și oricum o să joc pe consolă, pentru că aici am salvarea. Ce fac ăștia aici? Se bucură că l-o omoară pe ăla. The manager want to kill, rescue him. Trebuie să-l ajutăm pe ăsta, cică. Asta e misiunea, trebuie să-l ajutăm. Aaa, și crește apa. Shit, block the water leaks. Trebuie să mergem direct să blocăm astea ca să nu crească apa. Ah, fuck. Te trage curentul. A scos piatra aia din buzunar, adică... Punem dopul, știi? Oh my god, sunt pești de aia răi. Și nu mai am aer. Nu, 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 nu! Dă-i și rupe-l în două. Gata, gata, gata. Repede la următorul punct. Bine măcar că poate să-și ține respirația mult. Faza e că apa crește. Ok, încă una blocată și mai e una. Care e undeva sus, sper să ajung la ea. Ah, nu mai pot să respir. Asta de sus. Uite aici e. Punem dopul ca în cadă, știi, adică... Gata, am oprit apa. Și mai să găsim o metodă de a ne urca sus acolo. Am văzut că erau niște de alea pe care puteai să te cațări. Pe aici văd că nu poți.
Mă așteptam să fie o frânghie de aia să te urci pe acolo, nu e? Uite aici. Calmează-te că te-am salvat. Îl salvăm pentru că am impresia că mai avem nevoie de el. Toată lumea îl privește rău pentru că e Udam, dar eu cred că totuși o să mai avem nevoie de el. Și să-l omorâm nu e o idee bună. Dacă eu l-am pus în cușcă, de ce nu o ascultați? Da, ne arată cum să fim puternici și chestii de genul ăsta. Nu trebuie să-l omorăm, trebuie să îl păstrăm. Da, nu suntem șefii aici. Așa că vă întoarceți la treburile voastre. Nici el nu știe de ce l-am salvat, dar probabil că avem alte planuri cu el și asta e șmecheria. Wenja, welcome. Bun, și vom merge aici la misiunea asta, pentru că aici e Udam Homeland. Practic ar trebui să-l batem pe șeful ăla la Udam. Nu știu exact cât de grea e misiunea, dar din câte am văzut, era menționat ca... ia să vedem. Difficulty very hard. O să fie interesant, o să fie interesant. Hai să mergem și să vedem pe unde trebuie să mergem mai exact. Mergem așa pe aici. Voi lua toată carnea pentru că e necesară. Problema e că nu mai am foarte mult lemn. Să sper... Oh, ok. Aici e fumul ăla, dacă țineți minte, am reușit să facem rost de un antidot. Și ăsta e antidotul pe care îl vom folosi. Și cu acest antidot noi putem să intrăm direct în Udam Homeland, fără el nu reușeam. Și probabil nu o să se aștepte să ne vadă aici, dar iată că am reușit să ajungem la ei în bază. Să mă mai opresc pe aici, poate mai găsesc bucăți de carne, pentru că sunt destul de importante. Ok. E ceva de mer... Oh, ia uite ce avem noi aici. Fac. Jos cu tine, liniște. E ceva acolo? No. Se pare că sunt aici chestiuțe. Să încerc să iau tot ce găsesc. Avem și o piatră aici, un nort, nu știu ce. Și ăștia ce sunt? Sunt ai noștri oare? Ia uite mă, ăsta s-a băgat să-l mănânce pe ăla. Nu l-am mai văzut până acum să hrănească singur, dar... E bine. Dacă poate să facă chestia asta, e bine. Așa, luăm de aici clay, luăm ce mai e nevoie și mergem mai departe. Take North Shedder. Wow, trebuie să ne urcăm pe munte undeva, cred, a? Așa pare. Ce e acolo? Nu vreau asta. Fac. Vreau bufnița. Vreau bufnița pentru că nu știu ce e în față și mai bine să fim pregătiți decât altceva. Sunt vreo doi pe aici, a? Chiar doi am văzut, adică în afară de ăștia. Nu mai sunt. Folosi bufnița să omor unul din ei. Sunt trei. Ala ia așa o săgeată în freză și ăsta, o să-i dai două săgeți în cap, dar l-am rezolvat. Ei, și așa îi rezolvi stealthy. Adică, practic, eu aș fi putut să mă duc cu toate armele în față, dar era posibil să-mi iau bătaie sau mai știu eu ce. Așa că mai bine am făcut treaba stealthy și zic eu că ai și mult mai bine așa. Ce aș putea să craftez? Aș putea să-mi fac asta. Sting Bomb. Și Sting Bomb-ul pot să-l schimb de aici. Ori de asta, ori B-Cluster. Ok. Vedem ce mai găsim pe aici. Se încarcă destul de repede.
bufnița noastră. Fuck. The oil is returning în 25 de secunde, deci nu avem cum să folosim timp de 25 de secunde. Avem niște omuleți acolo. Ar fi recomandat să nu îi enervăm foarte tare. Unul. Ăla m-a văzut. Ui, am dat prin mască. Nici până acum aveam impresia că trebuie să... să dau masca jos, dar aparent nu. Iată, mă nimerește de acolo, glumești? Arcul s-a dat suficient damage încât să nu mă deranjeze dacă le dau așa. Dar mai e unul. Unde e? Mi-l arată ca și cum ar fi exact aici. Și-l aud că țipă. Cred că e sus undeva. Nu ne interesează. Cross through the wood, am canyons. Pe noi ne interesează să trecem pur și simplu pe aici. Ia mănâncă-l, mă. Ia mănâncă-l, mă. Și cât îl mănânci pe ăla, eu dau în ăștia. Frumos. Trebuie doar să mergem rapid, adică în principiu aș putea să trec peste ei și să continuăm, știi, să nu neapărat să mă opresc la fiecare în parte. Mai avem și niște lemn pe aici pe care putem să-l luăm, take north cheddar. Și cu ajutorul lui, bineînțeles, putem să ne facem săgeți, ceea ce e important, și nu numai săgeți, dar și spears. Shurel? Udam Raider Camp. Ok, se pare că avem un camp aici de Udam. Unde suntem în moment de față pe hartă? Suntem aici. Aha, și aici e baza lor cea mare. Interesant, avem și un drum pe care putem să mergem. Probabil nu se așteptau la mine să ajung aici, pentru că aveau fumul ăla toxic la intrare și s-au gândit, bă, în niciun caz nu trece nimeni de fumul ăla, pentru că n-au rețeta. Faza că noi l-am capturat un om important, pe da. Și din cauza asta avem rețeta și putem să trecem pe aici fără nicio problemă. Ia uite ce e acolo, oh my god. Ce am rupt. I-am rupt în două. Cross through the Wundam Canyons. Și mie mi-arată zona, aoleu. Mi-arată zona aia. Hai să vedem ce o să-mi facă dacă... Location discovered, I claim fire for Wenja. Ul. Reach the wooden bonfire and claim it for Wenja. Deci trebuie să luăm acel foc pentru Wenja și ăștia o să se sperie aparent. Problema e că... nu știu pe unde mai exact. Ia să mă uit eu pe hartă să vedem. Aha, deci ăsta e bonfire unde ar trebui să ajungem. Cred că ajungem direct pe aici. Ah, sunt animale multe pe aici, prin zona. Și de-aia răi. Ia uite-ți, vei plin. Kill on enemies and light the bonfire to claim it. Și să omorâm toți inamicii din zonă. Și să dăm foc la acel bonfire. Cred că o să dau foc la bonfire rapid. Fuck. De ce? Îmi pune automat, face lock-in. Din cauza că sunt pe consolă, face lock-in pe inamici. Ceea ce e destul de iurea, da. Vreau să trag în ăla, îi ducea pe inamic automat. Sunt extrem de mulți. Ceva de genul exagerat de mulți. Dar o să încerc să-i încercuiesc. Și să-i rupem ușor, ușor. E că am luat pe unul deja. Mai scos mult zgomot? Oh my god. Ridică-te, ridică-te. Holy fuck, e nebunie totală misiunea asta. Cred că o să-l bag înapoi. Vine înapoi.
Până când îmi dau seama cum pot să-i atac eu pe ăștia mai eficient. Încerca să trag și să-mi dau seama în ce direcție se duce ca să îl omor pe traiectorie, dar nu mi-a mers. Gata, gata. Luăm săgețile. Hai să ne mutăm la următorul și cred că asta e strategia pe care o să o urmez, adică mergem de la unul la altul. Fuck. Antidot. În caz că mai tragem cu ceva verde în mine, o să fie ok, nu o să pățesc nimic. Mamă, cât sunt! Glumești, nu? Și practic eu trebuie să-i omor pe toți, altfel misiunea nu prea funcționează. Măcar mai găsesc carne pe aici, prin baza lor. Și o pot lua să o folosesc eu. Problema e că rămân fără chestii. Rămân fără săgeți. Asta e problema și încă nu o să rămânem fără, și fără carne. Ia, ia niște albine să vezi dacă îți place. Ia, interesant că pe mine nu mă afectează albinele. Mamă, deci am dat niște bucăți în ăștia de s-au liniștit total. Și-au luat direct somnic. Spirul ăsta e prea de tot, e super overpowered, dar îmi place. Și faptul că poți să-l arunci și pe aia să-l iei înapoi, să-l refolosești, e genial. Așa, și acum am luat acest campfire de aici. Așa. Și din cauza că l-am luat, putem să continuăm să vedem ce trebuie să facem la misiune. Când ne apare pe harta acolo, vedeți? 3 bags of weapon resources. Ah, bine, aia nu mă interesează. Mă interesează misiunea, dar mai întâi hai să colectăm de pe aici tot ce mai e de colectat. Că sigur sunt chestii bune. Animal hide. Putem să-l chemăm și pe micuțul nostru. Pack is already full. E bine măcar că aici pot să mă teleportez oricând acum pentru că am un punct stabil. Ok, și acum mergem mai departe, da? Bun. Câtă carne am? 5 bucăți. Nu foarte multă, dar să sperăm. Rich Wool's Cave. Deci ajungem la wool în curând. În curând. Acum ajungem la wool. What the fuck? Aș vrea să-l călăresc pe ăsta, dar... Gat. Încă sunt urși și tot fel de nebunii pe aici, așa că nu vreau să stăm prea mult prin zona asta. Trebuie să ajungem la wool în cave, să vedem ce face el acolo. Și bănuiesc că trebuie să-l omorăm, pentru că... Asta e ideea. Nu, cred că are protecție aici, nu se poate să n-aibă. Deja aud muzica de bătălie. Na! Până la urmă, eu nu trebuie să mă opresc aici, nu cred. Pot doar să mă duc direct, dacă vreau. Că zice Rich Wool's Cave. Ce faceți, băieți? Cam încet vă mișcați voi așa. Search the cave for wool. Trebuie să-l găsim pe wool. Tigri, a? Ia vină tu încoace. Vin și aia din spate, știți? Asta-i fază. Trebuie să avem grijă. Mamă, ce bine dă ăsta de când l-am upgradat. Foarte tare. Bun, și noi trebuie să ajungem acolo cumva. Și trebuie să găsim o cale, bănuiesc că pe aici. The beast cannot follow you, you can call it later. Deci nu poate să vină bestia noastră cu noi pe aici. Bănuiesc că o să fie un fel de boss fight?
Cred. Ok, văd că acolo e ceva. Și pe asta mi-arată în direcția aia. Bun, avem un checkpoint aici în caz că murim. O, calmează-te, ce ai? Fuck, am căzut. Deci le dau numai cu spirul pentru că e prea bun. Vine și bestia mea să mă ajute. A, asta e de la mare. Știi ce? Ia tu unde ăsta ia. Hai că a venit și pe mine câteva. Ia tu ce vrei. Pe bune? Mi-a dat cu prostie de aia verde. Fuck. Mamă, l-a rupt. L-a rupt bestia. Bun, noi continuăm. Nu să ne oprim. Cât sunt, glumești. Shoot the hanging ice shards on enemies from above. Faza e că nu-ți spune că tu trebuie să-i omor neapărat. Aha, și am ajuns la Wool. Uite-l pe Wool aici. Hai băiete, sar pe el. Mamă, dar are viață o grămadă. Cred că o să fie greu. Mă, aha, m-am prins. Îmi bate bestia. Eu i-am dat în cap cu aia, ați văzut? Faza e că vin și băiețași ăștia la alți, știi? Mamă, cât sunt. Nu, bestia n-are rost să-i dau revive pentru că o să o omoare imediat. Să mi-e clar. Pe ul trebuie să-l opresc, dându-i în cap cu oala. Mă, că mi-au spirul și tot așa, știi, cred că asta o să fie șmecheria. Dar trebuie să văd în ce parte se duce, ca să știu ce de ăsta-i dau în cap. O, calmează-te. Ăla. Fuck. Da, nu s-a dus exact unde trebuia. Și nu mai am hardwood. Well, shit. Mai am săgeți. Da, dar sunt spiruri aici o grămadă, ți le dă jocul automat. Oh, oh. Mâncăm niște antidot de ăsta. Unde crezi că fuge? Uai de mine ce mi-a dat una. Asta e boss battle, adică e foarte posibil să fie... un final. Hai, Wool, vino încoace. Vino încoace să-ți spun o poveste. Problema voastră e că nu știți că eu am antidot și nu-mi fac nimic chestiile alea verzi. Hai! Încă un skill. Doamne, câte skill-uri primesc când mă bat cu ăștia aici. Haideți băieți, veniți încoace.
bunaș. Surțure. Bun. L-am rupt? What? I-a căzut direct în cap și l-a rupt în două. Holy fuck. Bun așa. Gata, ți ajunge. Ți ajunge cât ai avut stăpânire aici. What? Sunt niște copii. Cred că sunt copiii lui. Doamne, e mort aproape. Cred că are copii. Oh, Doamne. Sunt ai lui sau i-a luat de undeva? Și că udam child comes with me să-l omoare. Nu, nu, nu. Nu, l omoră. Oh, ia uite alți copii. Nu, nu. Nu l omoră. What the fuck? Udam swargar tipi mari. Și până la urmă Udam va muri pentru că i-am distrus, am eliminat conducătorul. Să-i protejăm copilul. Da, îl putem lua la noi în trib. Îl vom lua și vom avea grijă de el. Și el acum a murit. Ok. Și se pare că i-am distrus și am terminat misiunea Udam the Death of Ul. Deci am distrus tribul Udam. De tot, definitiv. Hai să vedem ce urmează. Interesant, probabil, îmi place. Și povestea chiar... adică nu te duce foarte mult. Credeam că zic, bă, să vezi, mai facem vreo 50 de episoade până când ajungem aici. Dar uite că nu, am ajuns destul de rapid, adică nu se lungește prea tare povestea. Ăștia sunt mândri de noi. E mort în sfârșit. Bun, aș. Dacă i-am adus urechea lui. Asta e obsedată de urechi. Fără urechi îmi pare rău. Dar am adus niște copii. Că sunt copiii lui. Dar nu puteam să-i omor în niciun caz. Sunt copii de Udam, dar cred că o să crească aici. Știi cum să uită. Mamă, i-a dat în picior. Holy fuck. Cred că Sila e mândră de noi. Și pentru că am făcut chestia asta, tribul nostru poate să supraviețuiască mai mult acum. Dacă auzim ce? The screams are quiet. Nu mai țipă nimeni. Știți că era... ea folosea urechile pentru că auzea țipetele. Înseamnă că Wenja, cei care au murit, sunt în sfârșit liniștiți pentru că Udam au murit. Udam erau inamicul numărul 1 a Wenja, a tribului nostru. Foarte bine, mă bucur. Ok, Udam Sanctum, completed. Ce-am făcut Udam Sanctum. Ok. Map.
Și am pe hartă, ne mai rămân astea de aici, ne rămân, bineînțeles, și astea pe aici, dacă vreți să le facem. Și hai să vedem, văd că e una activă, la tipul ăla pe care l-aveam închis acolo, putem să-i zicem că Ul a murit, să vedem ce părere are de chestia asta. Nu vrea să moară ca o bestie închisă. Nu cred că o să moară, pentru că avem posibilitatea să-i facem o casă lui Da, pentru că ne-a ajutat. Dar probabil vom face asta în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!